Unitățile spitalicești se află în plin proces de elaborare a documentației necesară pregătirii semnării noului contract cadru, proces care va avea loc până la data de 31 martie în baza unui ordin comun al Ministerului Sănătății și Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. După cum știți, suntem în plin proces de derulare a contractului cu Casa de Asigurări de Sănătate Neamț. În data de 6 martie 2017, mi s-a adus la cunoștință că, începând cu data de 1 aprilie 2017, vor fi aplicabile prevederile Ordinului Ministrului Sănătății și al Președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate privind aprobarea normelor metodologice de aplicare în anul 2017 a hotărârii guvernamentale pentru aprobarea pachetelor de servicii și a contractului cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale. Data limită de finalizare a procesului de contractare este 31 martie 2017. Contractul pentru 1-4-2017, 31 decembrie 2017. În perioada 13 martie-15 martie am depus cererile și documentele necesare contractării pentru contract cu spitalizare continuă, pentru spitalizare de zi, ambulatorul, laboratorul clinic de analize, laboratorul de radiologie și imagistică, recuperare, reabilitare fizică din policlinică. Procedura de contractare a pachetului de servicii medicale este un proces greoi și extrem de birocratic, care presupune o multitudine de documente și declarații pe proprie răspundere a medicilor din spital. Documentele necesare pentru contractare au fost autorizația sanitară, dovada de evaluare a furnizorului, contul deschis la trezoreria statului, codul de înregistrare fiscală, dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru furnizor, dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru personal, întreg personalul medical și asistenții, medicii și asistenți, dovada plății la zi, a contribuției la fond, lista afecțiunilor care nu pot fi diagnosticate, investigate și tratate în ambulatorul, spitalizare de zi și care impun internarea în regim de spitalizare continuă. Această listă de afecțiuni a fost dată de fiecare medic șef de secție. Lista medicamentelor, denumiri comerciale internaționale, denumite în continuare DCI și forma farmaceutică, utilizată pe perioada spitalizării. Lista investigațiilor paraclinice, care nu pot fi efectuate în ambulatoriu pentru rezolvarea cazurilor și care impun internarea pentru spitalizarea de zi, de asemenea, medicii șef de secție au făcut lista acestor investigații. Structura organizatorică aprobată sau avizată după caz de Ministerul Sănătății. Documentele necesare pentru fundamentarea tarifului mediu pe caz de rezolvat a tarifului pe zi de spitalizare, indicatorii specifici stabiliți prin norme, declarația pe propria răspundere a managerului spitalului că aplică protocoalele de practică medicală, certificatul de membru al Colegiului Medicilor din România, pentru fiecare medic, valabil la data încheierii contractului și pe toată perioada derulării contractului, copia Ordinului Ministrului Sănătății privind clasificarea spitalului, documentul prin care spitalul face dovada asigurării continuității asistenței medicale cu o linie, două linii de gardă, declarația pe propria răspundere pentru medicii care se vor afla sub incidența contractului încheiat cu Casa de Asigurări de Sănătate. Aici fiecare din medicii angajați au făcut o declarație pe propria răspundere că au un singur contract cu casa și acela pe spital. Noul contract cadru de sănătate are extrem de multe noutăți privitoare la serviciile medicale oferite sau la tarifele impuse de CNAS pentru pachetul de servicii oferit. Noutăți în ceea ce privește contractul cu casa. În asistența medicală primară, în cadrul serviciilor medicale preventive și profilactice, pentru grupurile de vârstă 6-9 ani, 10-17 ani, pentru screening-ul sindromului dismetabolic, pentru copii cu indicele de masă corporală crescut și pentru cei cu istoric de hipercolesterolemie familială, s-au introdus următoarele investigații, TSH și FT4 și LDL colesterolul, care până acum nu erau decontate de casă. Pentru adultul asimptomatic, în cadrul investigațiilor paraclinice, recomandam pentru prevenție, a fost introdusă investigația LDL colesterolul. De asemenea, medicul de familie va consemna pe biletul de trimitere pentru specialități data și perioada pentru care a fost eliberată ultima rețetă recomandată.
în asistența ambulatorie de specialitate pentru specialitățile paraclinice, următoarele investigații paraclinice: feritina serică, gamma DT-ul și osteodensitometria segmentară DEXA pot fi recomandate și de medicul de familie. Până acum erau recomandate doar de medicii specialiști pe specialități. S-au adus precizări suplimentare privind obligativitatea furnizorilor de servicii medicale paraclinice, privind durata programului de activitate în contract cu casa de asigurări, care nu poate fi mai mic de 7 ore pentru laboratoarele de analize și de 6 ore pentru laboratorul de radiologie imagistică medicală. Acest program de luni până vineri. Pentru furnizorii care doresc să desfășoare activitate în relație cu casa în zilele de sâmbătă și duminică, programul poate fi mai mic de 6 ore sau 7 ore, cu condiția ca acest program să fie acoperit de medic care își desfășoare într-o formă legală profesia la acel punct de lucru. În asistența medicală spitalicească, pentru spitalizarea de zi au fost introduse noi servicii. În lista B1 a fost introdusă diagnosticul colita ulcerativă nespecificată cu un tarif de 197 de lei și boala pancreasului nespecific cu un tarif de 250 de RON. Iar pentru lista B3-2, broncoscopia asociată ecografiei. Au fost modificate tarifele și pentru următoarele servicii din lista B3-2 astfel. Urgențele medico-chirurgicale în camera de gardă au scăzut de la 100 de RON la 57 de lei pe pacient, iar urgențele medico-chirurgicale în structura de urgență din cadrul spitalelor, pentru care finanțarea nu se face de la bugetul de stat, ci de la casa de asigurări, nu este cazul nostru, a scăzut de la 250 la 171 de lei pe pacient. Pentru fundamentarea tarifului pe caz rezolvat în regim de spitalizare de zi, a fost introdus modelul de pacient. Și o ultimă noutate, pentru dispozitivele medicale în ambulatoriu. S-au introdus și alte specialități pentru pacienții care au recomandare de proteză de coapsă modulară și proteză de gambă modulară cu manșon de silicon. Acestea sunt acordate pentru amputațiile ca urmare a diferitelor complicații de diabet, tumori sau arteriopatii. Până acum doar medicul ortoped era cel care recomanda astfel de proteze. Începând de la noua contractare pot recomanda tipul de proteze care le-am spus: chirurgul generalist, chirurgul vascular, chirurgul pediatru și medicul de diabet. Noul contract cadru va intra în vigoare de la 1 aprilie. Până acum, serviciile medicale pentru primele 3 luni ale anului au fost acordate în baza unui act adițional semnat cu reprezentanții Casei Județene de Sănătate Neamț.